Astăzi se împlinesc 23 de ani de la formarea Armatei Naționale. Pe de o parte ar trebui să fie un prilej de bucurie, pentru că avem o aniversare, ar trebui să ne bucurăm de succesele Armatei Naționale și ar trebui să privim cu mândrie funcționarea armatei pe viitor. Cu regret, situația în țară este cu totul diferită. Din păcate, Armata Națională a devenit un instrument politic în mâinile actualei guvernări, un instrument de tranzacții economice, un instrument de schimb, un instrument de interes politic și cel mai regretabil lucru este că Armata Națională nu mai este o structură care vine să asigure pacea, liniștea și apărarea Republicii Moldova, ci a devenit o structură care vine să realizeze sarcinile Statelor Unite ale Americii și Uniunii Europene. Pe parcursul timpului, de către actuala guvernare, au fost acceptate un șir de măsuri, au fost întreprinse un șir de acțiuni și au fost aprobate un șir de acte normative și legislative care vin să pună Armata Națională a Republicii Moldova în slujba serviciilor secrete ale Statelor Unite ale Americii și Uniunii Europene. Au pornit-o de la modificarea pasului de mers în Armata Națională, uniformele, au acceptat venirea ofițerilor din armata americană pentru a instrui și a transmite și a preda psihologia americană în armata națională, iar această psihologie vine să nimicească personalitatea din om și să transforme omul într-un rob. Ulterior, au acceptat prin semnarea acordului de asociere ca armata națională să participe în conflicte militare alături de țările membre ale Uniunii Europene. Au acceptat ca Republica Moldova să fie declarat aliat militar al Statelor Unite ale Americii în lupta contra Federației Rusie. Au acceptat participarea soldaților din Armata Națională în conflicte militare, punând în pericol viața ostașilor noștri. Și iată că acum, la doar 3 zile de când am marcat ziua independenței Republicii Moldova, Armata Națională deja defilează sub drapelul unei țări sau uniuni de țări străine. Faptul că acum o zi ostașii Armatei Naționale au mărșăluit sub drapelul Uniunii Europene, o uniune la care Republica Moldova nu face parte și nu are nicio atribuție, de dovadă și demonstrează că, de fapt, Armata Națională este în slujba Uniunii Europene și că Armata Națională nu mai reprezintă o organizație, o structură, un scut de apărare al țării noastre, Republica Moldova. Este o trădare de patrie făcută de către atât acei soldați care au mărșăluit sub drapelul unei țări străine, precum și a conducerii de vârf a Republicii Moldova, care au acceptat și au dat ordine în acest sens. Fac apel către ostașii Armatei Naționale, către corpul de ofițeri, către conducerea Armatei Naționale. Stimați prieteni, ați depus jurământ să slujiți patriei cu credință, să slujiți Republicii Moldova și nici de cum să slujiți Statelor Unite ale Americii sau Uniunii Europene. Lăsați pe conducătorii voștri care s-au vândut politic acestor structuri să slujească atâta timp până când vor răspunde în fața Tribunalului Poporului. Voi trebuie să slujiți cu credință patriei așa cum ați depus jurământul. Voi nu ați depus jurământ Statelor Unite sau Uniunii Europene, precum nu ați depus jurământ conducătorilor voștri. Înțeleg foarte bine că sunteți îngrați și sunteți responsabili ca să onorați și să îndepliniți sarcinile superiorilor voștri. Dar niciun act normativ, niciun lege nu le permite superiorilor voștri să vă dea indicații, sarcini și ordine contrar legislației în vigoare. Pentru că dacă vă veți da partenaș, veți fi partaș
a conducătorilor voștri și veți realiza aceste ordine anticonstituționale, va trebui și voi să răspundeți în fața legii. Lucru pe care nu mi-l doresc și sper să nu vi-l doriți nici dumneavoastră, pentru că știu că majoritatea dintre voi nu doresc să îndeplinească aceste ordine. Fiți în continuare adevărați patrioți ai neamului nostru și păstrați alături de voi acea stimă și acel respect pe care îl aveți din partea cetățenilor Republicii Moldova. Iar cu conducătorii voștri, precum și cu conducătorii actualei guvernări, noi ne vom clarifica după următoarele alegeri parlamentare.